Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza este o instituție de învățământ de renume din municipiul Ploiești, din județul Prahova și din țară. Istoria sa este bogată și începe în anul 1896. La început a fost școală primară particulară de fete. Din 1948 aici funcționează școala mixtă elementară numărul 6, care a devenit în 1957 școala medie numărul 5. În 1957 își încep activitatea cele trei clase de liceu cu un număr de 118 elevi. În anul 1960, școlii medii numărul 5 îi se atribuie și numele de Alexandru Ioan Cuza. Școala s-a înființat în 1896 cu o școală primară de fete de stil evreiesc, dacă aș putea să spun, după care au suferit foarte multe transformări, școală mixtă numărul 5, școală medie numărul 6, după 1990, liceul teoretic Alexandru Ioan Cuza, liceul înființându-se la 1957, iar în 2009 această școală a devenit Colegiul Național pentru calitatea învățământului din această unitate. În general, eu, ca manager, am beneficiat de oameni, de oameni cu care m-au înconjurat și care mi-au înțeles mesajul. Înțelegându-l mesajul, am reușit. Colegiul nostru, prin profesorii săi, cultivă valoarea și promovează calitatea. Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza are în prezent toate aturile pentru a răspunde nevoilor societății, pentru a fi un pilon de bază a școlii românești în vederea integrării în spațiul european. Elevii, cadrele didactice și familia au un scop unitar, construirea unui model educațional, pentru că o educație bună este izvorul întregului bine în lume. Evoluția școlii a determinat instituirea unor repere devenite simboluri pentru cei care sunt sau au trecut prin Cuza. Ținuta elevilor este dreaptă și denotă curiozitate, demnitate, dorință de participare și cunoaștere. Tradiția școlii înseamnă un sistem de valori cardinale a căror păstrare a fost posibilă numai prin existența unui corp profesoral de excepție, care printr-o dăruire exemplară a creat și menținut prestigiul de care colegiul se bucură de la înființare până în prezent. Baza materială este unică în țară și răspunde cerințelor unui învățământ de calitate. Mobilier școlar adecvat, table ecologice, videoproiector, sistem audio, legătură la internet și stația școlii. Laboratoarele și cabinetele pe discipline de învățământ sunt dotate cu echipamente de ultimă generație, calculatoare, table interactive, aparate și instrumente de laborator, fizică, chimie, biologie. Ghiozdanul elevului este mai ușor deoarece acesta are posibilitatea să-și depoziteze o parte din conținutul ghiozdanului în dulăpiorul său, amplasat în proximitatea clasei. Planul de școlarizare prevede anual 36 de clase cu 1050-1100 elevi, 8 clase de gimnaziu cu selecție și 28 de clase de liceu teoretic, profil real și uman. Pe
Pentru destindere și dezvoltare sănătoasă, elevii pot participa la ritualurile și ceremoniile școlii care sunt înscrise într-un calendar generos pe parcursul anului școlar. Iată motivele pentru care profesorii recomandă școala noastră. Un elev de la Cuza beneficiază de metode moderne de predare. Procesul de predare-învățare este îmbunătățit cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră. Calculatorul este o prezență cotidiană în instruire. Elevii interesați pot participa la realizarea de softuri educaționale. Toți elevii pot aspira la dobândirea certificatelor Cambridge la limba engleză sau unui atestat de limbă franceză din cadrul european comun de referință. Elevii claselor cu predare intensivă sau bilingvă își pot finaliza studiile cu un atestat profesional. Elevii pasionați de studiul interdisciplinar al științelor sunt antrenați în pregătirea și participarea la concursuri tematice. Elevii beneficiază de condiții unice în județ pentru studiu. Toți cei cu aptitudini în domeniul sportului pot activa în echipele reprezentative ale școlii. Copiii dornici de performanță la disciplinele preferate sunt stimulați și antrenați să participe la olimpiade și concursuri școlare. Tinere, ești darul de care orice școală se bucură în virtutea misiunii sale. Nu pierde șansa de a duce mai departe împlinirea acestei școli. Noi îți promitem că te vom crește, te vom forma și te vom ridica spre lumină cu onoare. Te așteptăm cu drag!